Azi, mami, te-ai sculat? M-am sculat, vreau să mulțumesc. Hai că ți-am pus și ție să spun să mănânc aici. Ce faci ăsta? Unde a dormit? Păi l-a luat somn acolo. L-a luat somn aici, mă, al animal, mă. Vai de capul lui, cu încălțăminte am pat, cu îmbrăcat, împoforit scârba a de om. Uite că l-a luat băut, îmbrăcat, vai de capul lui, m-a săturat. Hai să-ți facă mama ceva să mănânc. Haide, ce să-ți fac? Hai să-ți fac, ce să-ți fac altceva? Florentina descoperă că nu mai are pâine, dar nici bani să cumpere, așa că va trebui să împrumute din nou de la sora ei Luminița. Hai, e făcușa goală. Ce să mai, nu mai e nimic în ea. Hai că mă duc la Luminița, că nu e pâine. Vin repede, haide. Vezi ce pasă, nu te iei cu el în gură, mamă, dacă se mai scoală, nu mai bagi în seamă. Cine îl bagă în seamă? Păi nu-l bagi în seamă, nu vorbești cu el, că tu ai obicei să te contrazici cu el, lasă-l în pace, că știi când e beat, că te ia la bătaie și eu nu sunt aici. Mai mă pun și eu în cel până. Mai vezi cum faci, haide. Abia ce pleacă Florentina, că Ion se și trezește cu un gol în stomac. Băi, Mihai, nu mai ai bere? Cine mi-a băut bere? Hai? Tu ai băut-o, cine să bea? Și țuica aia mea de aici unul. Nu știu unde ți-e țuica, știu eu unde ți-e țuica ta. Ia uite-mă, bă, uite-mă, e foc asta aici și aia, voi sunteți de bun la caun? A lăsat asta, uite și aia, uite, e foc. Ce vrei să-i fac? Păi cum așa, nenorocită-i măta asta, mă, proastă, mă, singură, să vezi ce-i fac eu aici. Scoate-mă, ole, de aici și aia, dă-le, mă, afară, mă, vezi că luăm foc aici, mă, bă, tu ești nebun la cam, mă, Mihai, mă, ca măta. A, că iar încep cu scandal. Bă, ai nebunină toți, și măta, mă, ia să plecați, dracu, mă, din casa asta, să mă lăsați în pace, mă. Și tu, de ce ai zis, mă, să plece? Nu mai era nici pâine deloc, nu mai era nici pic de pâine? Nu mai era pâine, dacă tu ai cheltuit banii de pâine, ți-ai luat băutură, ți-ai luat bere. Ce bere m-am luat o bere atâta? Unde e, mă, restul? Păi bere aia, tu păi știi ce ai făcut cu ei. Păi mai aveam niște bani acolo, câteva să... Păi tu știi ce ai făcut cu ei. Ai, că și tu ești un pămpălău și un prost, păcat de anii tăi că ești mare, băi. Între timp, Florentina ajunge la sora ei și mai prelungește acest moment, neavând nicio tragere de inimă să se întoarcă acasă la soțul Mahmur. Nici nu știu când a venit aseară, uite-te tu... Am pus să facă la copil să mănânce dimineață, n-am nici pâine, nici... Nici pâine n-am de nenorocit. Stai că mă duc să-ți aduc o cafea. M-a ținut nebunii, nici pâine n-avem. Nu prea am timp de cafea, că eu la micul ăla am lăsat. Lasă-l că noi muri 5 minute. Am lăsat și mâncarea pe foc, firaral de nenorocit să fie astăzi și eu ți-am zis, Flori, să nu-l iei, ți-am zis că e un nemernic, ți-am păi zis. Păi ce dracului să mai zic? Nimic, ce să fac? L-am găsit dimineață, ce să spun, că l-am luat somn îmbrăcat, în pat, nenorocitul dracu, în pantof, în pat, unde, dar cine dracu știe? Că n-a dormit în casă, n-a dormit cu mine, pa, nici tu la ce ora a venit aseară. Acasă, Ion are porniri războinice, motivate de gestul său eroic de a lua tigaia de pe foc. Hai că mă duc eu acum să vezi ce bătaie dau, mă, singură, dacă nu calc în picioare. Să vezi ce omori, da. Acum ce faci? Iară te duci să te iei de mamă? Păi mă iau, dacă e bagaboantă și pleacă la moștul aia. Iară începe cu scandaluri, iară păi astea. A lăsat alea pe ușa, pe foc acolo, pe aragaz. Ușile deschise la perete. Dacă tu n-ai luat pâine, ți-ai luat băutură. Și tu ești un nenorocit, un vai de capul tău, mă înțelegi? M-a luat somnul, ce era să fac? Te-a luat somnul? Păi m-am trezit, eu m-am trezit înaintea ta. Bine, 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 hai că vorbesc eu cu măta acum. Tu vorbești. Te-a luat tot cap și tu ca măta? Alcoolist, fire iar... Măta să fii, vezi că te bat iar... mașii de tine. Încep cu scandalul. Fii atent, dă-mi căciula, mi-a luat căciula. Vezi că eu am plecat la măta, să vezi ce fac cu tine. Și fă cura pe aici și așa și vezi să aerisești casa aici și așa, da? Și vezi să nu mă superi, că îți dau una de te paralizez. Fii atent. Ce spun, da? Bine. Hai, hai că vezi tu. Bine. Clătinându-se, Ion pleacă în expediție. Se luminează de fericire, găsind un rest de bere pe masa din curte și considerând în asta un semn bun, pornește și mai hotărât să-i tragă nevestei o chelfăneală de pomină. Ce tragi dacă nu mă asculți? Ce faci, fără rocitul? Iar ai venit ce aici? Ce cauți mai aici? Ce te-a apucat, mă? Hei, ce cauți? N-am în casă. Ia spune-mi. Mai ia mine în casă, de aici, du-te, dragi! Ieși afară din casă, dă-te, dracu! La mine în casă a venit aici, 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 după noi! Dă ce nu mai aici? Ți-a zis să nu mai vii aici? Te-a zis? Nici pune la copii! Normal, bătiță! Și unde vrei să mă duc, unde vrei să mă duc? Stai acasă că ai lăsat plouăle pe foc. Da? N-are nimic și tu ce faci? Iar la gazul prim. Îți trebuia și cafea? Hai trece acasă. Du-te, firar, mai. Lasă-o, fac ce mă fac.
Eu n-am fost de acord cu ca sora mea să-l ia. Dar iar nu, ea nu m-a ascultat. Uite, a plecat, a venit la mine. A făcut scandal în casă. Vine mereu să-i înceară de mâncare. Nici pâine la copil n-a avut să-i dea. Bea toată ziua, umblă, bea pe stradă, face scandal. E un nenorocit. În inferioritate numerică și depășit de condiția fizică mai bună a Luminiței, Ion nu a reușit decât să o recupereze pe Florentina. Chelfăneala însă i-a rămas în cap. Eu mă întorc la sârme. Hai, lasă-mă, că vrei să calc cu picior. Eu nu merg cu tine pe stradă. Hai, eu dă-mi loc. Hai, ia mâna. Ia mâna, scârba, dracu, ce ești ordinar. Ia mâna după mine. Ia mâna, ia mâna după mine. Du-te, dracu, de aici, de nenorocit. Du-te, de aici, de scârba, dracu. Hai că vezi tu acasă, mă. Hai de acasă. Hai de acasă, să vezi ce pute ai zau. Te calc în picior. Hai, mă calc în picior, e bine. Hai că vedem noi. Ia mâna după mine, scârbă-mi puțită ce ești. Hai, du-te, aici, și ia mâna când vine, draci, gata. Hai, lasă-ne. Prea mă la creier atâta. Hai, ia mâna după mine. Ia mâna, du-te, draci, de aici. Hai, scuze-mă acasă, hai. Bine, hai că vezi. În urma acestei expediții matinale, Ion a rămas fără căciulă, iar Florentina a uitat în iureșul iscat să mai ia pâinea de la Luminița. Scârba, dracu, ordinare! Ia mâna, dă-te de aici, de scârboșenia, dracu! A ținut copilul nemâncat? N-ai ținut nemâncat toată ziua asta nemâncat? Ce mănâncă copilul? Ia spune, ce mănâncă? Ia mâna, după el, dă-te, dracu, de aici! Du-te, de aici! Hai, pleacă, du-te, dracu, de aici, că mi-ai mâncat zilele! De data asta nu mai merge, mă, cu mine, nu-ți mai merge! Hai, pleacă, du-te, dracu, de aici, de jigodie, ce ești? Dă-mi gata, potolește, ne lași acolo, Sule. Da, dai pur să mănânce, mă, cu ce mănâncă? Unde-i pâine? Și unde-i pâine? Pâinea care... El ce mai mănâncă? El ce mai mănâncă astăzi? Pâinea care... Ce mai mănâncă el astăzi, mă? A fost pâine, unde e? Și ce, mă, de unde a fost? Ai cumpărat tu pâine? Ai gata, vrei, alcoolistule, gata. Ai cumpărat pâine? Ia mâna după el, hai. Gata, vrei, potolește. Ia mâna, du-te, dracu, de aici. Se ajunge, alcoolistule. Eu trebuia să plec la muncă. Da? Ce muncă, mă? Mi-e fumit să mă... Care muncă, mă? Muncă aia? De unde aduci băutură? Uite, la gazul aici. Ce e foarte bine, du-te, dracu, de aici. Și ce? Ia și pe... Mănâncă-le, ia și mănâncă-le tu! Ia și spală la gazul. Mănâncă-le, mă, tu! Na, să vezi tu ce fac eu cu tica aia ta! Dă-o-mi coace! Hai! Dă-te la o coace, le arunc! Mănâncă-le! Ia și mănâncă-le tu! Mănâncă-le! Prea la gazul, că trebuie să pe la muncă! Hai, te rog eu frumos! Hai, la curvele tele, la muncă, nu? Da, băi, tu nu mai vorbi, că te bați! Nu mai vorbesc! Vezi că te bați și pe tine! Ia mâna! Știi cât te bat? Păi și pe tine și pe tine. Ia mâna! Fiat, gata, mă, ți-a ajunge alcoolist. Băi, ia jos, lasă-ne, ce să stau? Stai jos, băi! Gata, ia mâna, îți place ce mi-ai făcut? Da. Alcoolist. Îți place, mi-ai dat sângele la ureche. Uite, uite ce mi-ai făcut, scârba, dracu, ce ești ordinar. Uite de ce mi-ai făcut, uite, îți place? Foarte bine, da. Foarte bine? Da. E foarte, foarte bine, a? Dar ce e bine, mă, de ce e bine? Da? Trebuie să plec la muncă. Pleci la muncă? Da. Pleacă la să nu mai te întorci mai aici. Brusc, Ion își aduce aminte că trebuie să meargă la serviciu. Probabil că această trezire de conștiință are legătură cu epuizarea ultimelor resurse de alcool din casă. Din cauza ta am întârziat la muncă. Care muncă, mă? Să fiu la muncă. Care muncă ai întârziat? Hai că vă aduc diseară pâine. Ne-a adus diseară pâine, da? Când ai mai adus, mă, tu pâine? Stai și în gură că te bat. Gata, mai potolește-te. Bă, tu stai în pat. Ieși afară de casă. Ieși afară de casă. Ieși afară. Ieși cu pe dreapul de aici. Stai jos aici! Ieși afară din casă! Gata, vrei să ajunge, gata! Haide, ieși! Du-te afară! Hai, gata! Hai, du-te! Nu plec, stai jos! Nu te mai duc aici, hai, ieși afară! Te ajunge! Ieși! Când vin să nu găsesc cu ea! Da, da, hai, val! Să vezi ce bătaie îți dai aici! Hai, ieși afară! Bine! Du-te, dracu, cu munca ta cu tot! Hai să vii când vii cu bani! Hai că s-a dus mâncare la copii! Eu, ucită de femeie! Mi-a rupt urechea, uite-te tu ce a făcut nenorocitul, dracu! Hai, lasă că...